vor desfășura în cadrul legislativ al Uniunii Europene. Traian Băsescu a subliniat că relația China-România este una tradițională și excelentă. Premierul chinez a venit în țara noastră încă de luni, a participat la un summit și a semnat, partea chineză și partea română au semnat împreună 13 memorandumuri de colaborare pe mai multe. Cristina, îți mulțumesc. Mergem la Ministerul Sănătății, ascultăm pe Eugen Nicolescu. Să realizăm un dialog instituționalizat de lucru, permanent. A doua idee, să încercăm ca o parte din ceea ce am hotărât până acum, ca grupurile de lucru, să-și încheie mai repede activitatea și să promovăm tot așa în regim de maximă urgență ordonanța pe care deja o avem pe site și să grăbim avizarea ei și de asemenea undeva în primul trimestru al anului viitor să avem și restul modificărilor la legea 95 înaintate Parlamentului. Deci cred că sunt obiective foarte clare, foarte precise, pe care încercăm să le ducem la bun sfârșit. Și mai sunt și altele detalii, dar nu cred că fac obiectul unei asemenea declarații. Președintele Colegiului Medicilor își exprimase amărăciunea că nu, guvernul nu a alocat 5% din PIB pentru sănătate. E acord, și eu am aceeași amărăciune și eu mi-aș dori să fie chiar mai mult de 5%. Din păcate, țara atâta poate astăzi, economia atât își permite, veniturile oamenilor atât permit să putem să impozităm. Deci este clar acest lucru, dar dacă este să ne exprimăm dorințe fiecare, și eu am dorința ca, de exemplu, dintr-o colectare mai bună în acest an, o cotă parte să fie alocată la rectificarea bugetară sănătății. Sunt absolut de acord și cred că este absolut normal să facem așa ceva. Dar, sigur, hai să ne dorim să meargă economia, să facem colectare mai bună și atunci acei 4,3 cât avem în prezent pentru 2014 să ajungă la 4,6, 4,7, 4,9, poate chiar 5. Dar e o dorință. Dacă din pentru sănătate, medici au mai multe posibilități să-și ia concediu sau să nu mai facă gări suplimentare, neplătite. Nu, eu cred în înțelepciunea medicilor că nu au pretenții absurde și că și ei trăiesc în țara asta cum trăim toți și că știm că până la urmă avem posibilități limitate. Dar important este să le dăm un semnal că atunci când economia va permite, când bugetul va permite, vom îndrepta cu prioritate bani către sectorul medical. Și asta trebuie un angajament politic important. Și dacă acest semnal îl dăm și ne ținem de el și se va vedea că pașii pe care îi facem sunt în această direcție, atunci eu cred că, într-adevăr, înțelepciunea se găsește și în realitate. Credeți că obțineți astăzi deblocarea celor 1200 de posturi în guvern? Eu sunt convins că guvernul va avea toată determinarea să aprobe atât nota cu amendamentul pentru plata zilelor nelucrătoare, cât și deblocarea posturilor pentru sectorul sanitar. Salariile angajaților din sistem vor crește cu același procent pentru toate categoriile? Iarăși mă întrebați lucruri pe care încă nu le-am discutat. Contractul colectiv de muncă la nivel de sector ne va permite să realizăm cadrul prin care putem să negociem mai departe. Și încă ceva, domnul ministru, legat de vaccinul antigripal, spuneți-ne de ce s-a încheiat atât de târziu licitația și când a fost făcută, când a fost atribuit contractul? De ce atât de târziu s-a trezit Ministerul Sănătății? Licitația a început normal, cred că dacă nu mă înșel memoria, în luna iulie, atunci când au fost banii disponibili, numai că, așa cum se întâmplă în România, multe licitații sunt contestate. La această licitație, din păcate, vă aduc aminte, până o să înțeleagă că nu s-a pus nimeni. Deci niciunul din cei trei mari furnizori n-a dorit să facă o licitație. I-am întrebat pe cei, de ce n-au venit? Și au zis, domne, n-am venit. Nu sunt obligați să ne dea nouă explicații. Nu sunt obligați să ne dea nouă explicații. Poate dumneavoastră vă dau explicații, nouă n-au vrut să ne dea. Și n-am venit. Ok. Și atunci, sigur că legea ne-a permis să putem să facem negociere dintr-o singură, de la un singur furnizor, cel pe care l-am considerat cu prețul cel mai mic și cu capacitatea de livrare cea mai rapidă. Dar nu putea fi prevenită situația asta, să organizați licitația eventual mai repede? Dacă aveam bani, da. Dar știți foarte bine că am așteptat rectificarea bugetară ca să asigurăm toate fondurile necesare pentru tot acest an. De ce să discutăm la altceva decât realitatea? Bun. Mulțumim. Mulțumim. Cele bune. Da. Ministrul Sănătății Eugen Nicolescu. Nu, apare acolo. Vaccin controversat. De ce e controversat? Vaccinul ăla nu e bun? Pentru că este. Aveți garanția că nu e bun? Știți dumneavoastră lucrul ăsta?
Nu, nu, eu vă dau în judecată. Știți lucrul ăsta că nu e bun? Și pun și pun izolul să vă dea în judecată. Nu e bun acest vaccin? Pe ce vă bazați? Spuneți-mi, dacă aveți un argument, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Pe ce vă bazați? Pentru că a fost făcut pentru chinezi și a fost... Nu, a fost făcut în Olanda. A fost făcut în Olanda, după standardele europene. Iar un furnizor care lucrează într-o țară membră a Uniunii Europene respectă toate condițiile prevăzute pentru un produs valabil la europeană. Aveți alte argumente? N-aveți, direct. Ba da. Nu, da. Dar faceți vorba corectă. Și tu la fel. Ministrul Eugen Nicolaescu s-a întors să discute cu jurnaliștii în legătură cu acele vaccinuri produse într-adevăr în Olanda, destinate însă pentru populația din China, deci nu pentru populația europeană, și spunându-le jurnaliștilor că o să-i dea în judecată și o să pună și firma să-i dea în judecată. O să vedem și materialul legat de vaccinuri imediat. Însă a mai spus ministrul legat de problemele din sănătate. Vă reamintesc că acum ministrul se duce la guvern, unde va fi ședință de guvern, și ministrul încearcă să obțină pentru medici să le rezolve unele dintre revendicări pentru a stopa în acest moment greva din sănătate, greva generală anunțată pentru mâine, 28 noiembrie. Practic, ministrul în această ședință de guvern va cere majorarea salariilor în contract colectiv de muncă, va mai cere de asemenea deblocarea 1200 de posturi din sănătate și să se plătească weekendurile lucrate de către medici. Vă spuneam însă că a vorbit ministrul și despre acele vaccinuri produse în Olanda, este drept, venite pe piața românească cu un prospect în limba chineză. Să vedem exact de ce sunt nemulțumiri legate de aceste vaccinuri. Așadar, reprezentanții firmei Abbott Biologica au refuzat să dea vreo explicație în scandalul riscat de vaccinurile intrate pe piața românească. Este vorba despre 600.000 de cutii de vaccin Influvac, care expiră în 30 iunie 2014 și care este fabricat de compania Abbott în Olanda și sunt destinate pieței din China. În adresa transmisă de Agenția Națională a Medicamentului și semnată de președintele Marius Savu către firma Abbott Products România, este scris clar că cele 600.000 de cutii de vaccin cu prospectul în limba chineză pot fi folosite în țara noastră chiar dacă prospectul nu este tradus în română. Acesta va fi folosit însă în anumite condiții. Una dintre ele este tocmai ca fiecare direcție de sănătate publică să primească un prospect tradus. Nu există derogare. Derogarea a fost numai la faptul dacă ne grăbim să luăm cu ambalaj chinezesc, dar cu prospect în limba română, sau așteptăm să luăm și cu ambalaj românesc. Am considerat că ambalajul nu este o problemă, cât timp vaccinul, fiecare medic de familie știe cum să procedeze cu el. Mi se pare că faceți din țânțari armăsari. Mai mult, Agenția Națională a Medicamentelor îi roagă pe producători ca pe viitor să ia toate măsurile ca produsul să fie etichetat în limba română. Și chiar dacă Agenția Națională a Medicamentului este în subordinea Ministrului Sănătății, reprezentanții ministrului spun altceva. Ministerul Sănătății nu a transmis nicio scrisoare către compania producătoare pentru a cere ca pe viitor să fie trecute instrucțiuni în limba română, așa cum eronat transmiteți dumneavoastră în știrea mai sus menționată. Întrucât, conform legislației în vigoare, orice medicament comercializat pe piața din România este însoțit de un prospect în limba română. Aveți o informație greșită și dezinformați, pentru că orice medicament, în speță și vaccin, care intră pe piața românească, intră cu aprobarea Agenției Naționale a Medicamentului conform uzanțelor europene. În consecință, nu știu pe ce vorbiți. Agenția Națională a Medicamentului a răspuns solicitării companiei farmaceutice deținătoare autorizației de punere pe piață pentru vaccinul Influvac, a răspuns solicitării de exceptare de la etichetarea în limba română, ca urmare a urgenței pentru 2013-2014. Urgența este programul național de imunizare, care vizează peste 1 milion de români care au nevoie de acest vaccin. În acest program intră categoriile cu risc crescut, bătrânii și copiii. În total ar fi nevoie așadar de 1 milion de doze. Institutul Cantacuzino va produce 400.000 de vaccinuri, dintre care jumătate au fost deja înfiolate. Restul necesarului este acoperit tocmai de vaccinurile olandeze produse pentru chinezi. Da. Se pare normal ca medicamentul să fie etichetat în limba chineză? Nu, să fie conform normelor Uniunii Europene, într-o listă de circulație internațională. Engleză, franceză, păi de ce?
Eu cunosc limba chineză? Noi am făcut o licitație internațională. N-a venit nimeni la licitație. Poate știți asta. După care, conform procedurilor prevăzute de lege, am făcut o negociere directă. La negocierea directă, prețul cel mai mic l-a avut această firmă. În toată povestea intervine și Direcția de Sănătate Publică, instituție aflată și ea în subordinea Ministerului Sănătății. Directorul adjunct Simona Pârfu transmite către toate direcțiile județene că trebuie să raporteze până la 20 decembrie 2013 câte doze au primit și unitatea medicală unde a fost livrat vaccinul. Raportarea se face companiei private care a produs vaccinul. Ca lucrurile să meargă ca la carte, a fost transmis în teritoriu și un model, dar și adresele de mail a doi angajați ai Abbott. Ulterior, compania centralizează datele și le va transmite Agenției Naționale a Medicamentului. Direcția de Sănătate Publică București a refuzat să facă vreun comentariu. O clinică oftalmologică din capital ar putea plăti unui pacient 50.000 de euro pentru malpraxis, potrivit unei decizii obținute în instanță. Suma reprezintă daune morale în urma unei grave erori medicale. Pacientul respectiv a suferit o operație la acea clinică, iar după starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Când l-a contactat pe medicul care a pus inițial diagnosticul, acesta a recunoscut că operația a fost făcută în mod eronat. Sentința poate fi atacată cu apel de către reprezentanții clinici. Alertă în întreaga lume, o nouă formă a virusului HIV a fost identificată în mai multe țări, printre care și în România. Din primele cercetări, această variantă a bolii are o evoluție mai rapidă și a fost depistată la homosexuali și la utilizatorii de droguri intravenoase. 175 de români sunt monitorizați după ce au contactat boala. Cine sunt cei mai predispuși? Cei mai predispuși sunt utilizatorii de droguri de administrare intravenoasă, în special cei care folosesc endobotanice. Și cum ar putea fi prevenit acest? Foarte simplu, să nu se mai drogheze. Este însă foarte probabil ca numărul celor infectați să fie mult mai mare, fapt pentru care circulația acestui virus trebuie monitorizată foarte atent și ținută sub control, spune managerul Institutului Matei Balș, Adrian Străinu Cercel. Aveam informații din literatura de specialitate de prin 2007 că el a apărut, ținând cont că există o serie de persoane care circulă în zonele respective, am luat în calcul acest lucru, ne-am axat pe grupele de risc și, după cum vedeți, l-am identificat. În momentul de față vorbim de un pool de circa 175 de pacienți utilizatori de droguri de administrare intravenoasă și unii dintre ei sunt și deținuți. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 2 milioane de adolescenți din grupa de vârstă 10-19 ani sunt infectați cu HIV. Vă spuneam și mai devreme, președintele Traian Băsescu l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Republicii Populare Chineze Li Keqiang. Cei doi oficiali au discutat despre relația bilaterală dintre România și China. Țara noastră a semnat acorduri de miliarde de euro cu investitorii chinezi în cadrul summitului de la București. Cred că față de summiturile de la Budapesta, Varsovia, cel de la București este un pas înainte. Și am convingerea că relațiile dintre China, România, China și țările din Europa Centrală și de Est se vor desfășura în frame-ul legislativ al Uniunii Europene. Avem o relație politică tradițională și excelentă. Noi nu o să uităm niciodată poziția guvernului chinez în 1968. Și nici faptul că întotdeauna China a fost un sprijin pentru România și în Consiliul de Securitate la ONU. Premierul Victor Ponta i-a mulțumit astăzi omologului său muntenegrean pentru sprijinul acordat de autorități în cazul accidentului care a avut loc în această vară în Muntenegru. 18 români au murit atunci după ce autocarul în care se aflau a căzut într-o râpă.